bine cunoscute, faimoasa gente din Italia, care ne trimite un telespectator. Iată-le pe aceste două frumuseți, care sunt amplu dezbătute și la interior, dar eu rămăsesem un pic pe tabloul lui Gérard Depardieu, alături de Vladimir Putin. Iată-l în momentul în care cel mai mare actor al lumii, după cum este denumit, Gérard Depardieu, primea pașaportul rusesc. Și iată pe Vladimir Putin, aparent mai slab decât Depardieu, dar sunt în aceeași categorie, să știți. Și tot felul de imagini dintre astea, sigur, interesante de-a lungul timpului. Și reclama asta e frumoasă, cu doamna care iese din lift. Dar uitați-o și pe Kate Middleton, la un... ce e aici? La un... nu știu, o apă minerală cu o prietenă. O vedem în partea cealaltă pe Kate Middleton, o doamnă absolut oarecare, o recunoașteți, uitați-vă cum e și încălțată, n-are nimic dintr-o față regală, uitați-vă la ea, e ca noi toți, așa, sau ca noi toate. Aici niște blugi alături, spuneam, de o duduiță, nu știu, cunoscută sau nu, n-am apucat încă să o văd foarte clar. Și ce mai este pe aici? Sunt niște imagini cu people din ăștia prezentați prin mările calde ale globului. E un parimaci așa al italienilor pe undeva, gente ăsta. People în limba engleză, în traducere. Plac bermudele ăstuia. Și clasica imagine. Am să vedem dacă recunoaștem cine sunt ăștia. I principii de la pasiune. Unul este Puerto Vallarta și ea este Mette Marit, abarnă, norvegieni, ceva, probabil prin mările italienilor. Uitați-vă puțin la această imagine foarte drăguță, de unde îmi cer scuze, lipsește telefonul mobil. Ea îi dă un pupic pe buric și el își verifică ceasul. La noi, el și-ar fi verificat telefonul mobil. Ea s-ar fi aplecat, mă rog, i s-ar fi văzut și fundul, uitându-se practic în buricul lui direct pe Facebook. Asta ar fi fost în România. Ăștia sunt totuși mai eleganți și au lăsat aparatura undeva pe plajă. Da. Prinți moștenitori, înțeleg, în stânga și în dreapta, că de-aia îi spune gente acestei reviste. Aici o văd pe una Alessandra, în fine, am văzut-o și pe Scarlett Johansson, are 30 de ani. A ajuns în Cuba, în această seară, că în Cuba fusul orar este cu vreo 7 ore în minus față de București și vreo 6 ore și față de Paris. În această seară, pe ora Cubei, François Hollande se întâlnește cu Fidel Castro. Ei bine, iată niște imagini trimise de la fața locului, de către președinția franceză pentru noi, din Cuba. Uitați-vă puțin ce animal poți să scoți din apele teritoriale cubaneze. Extraordinar. Ăsta este monstrul lui Octavian Cotescu. Băi, fraților, cred că e un ton, totuși. Aici, pe spate, zice că Balta are pește. Sunt 29 de grade la Cayo Largo del Sur, în Cuba. Dintre insulele Caraibelor, am ales trei locuri unde puteți recomanda celor urmăriți de DNA: Santa Lucia, Curaçao, Barbados. Eu le-am recomandat, să știți, astea de mult. Deci am primit această imagine. A doua este cu o plajă de pe care se pregătesc unii să facă yachting. O plajă cu nisip, cu făină, practic, uitați-vă la culorile apei, în Cuba. Și, în fine, imaginea care îi trădează pe cubanezi prin calitatea hârtiei, vă spun, este practic o hârtie reciclată de WC-ul. Aici, telespectatorul nostru, adică François Hollande, ne spune că plajele au nisip, nisip alb, te poți relaxa, mănânci bine, piña colada, mojito, tot felul de prostii dintre astea, îi urează succes emisiunii, dar îl trădează calitatea acestei hârtii. Cum erau ilustratele alea, dacă mai țineți minte, de la Amara pe vremuri. Pentru noi, sigur, transilvănenii, Amara era la capătul lumii.
fiind în județul Ialomița, era la fel de departe pentru mine ca Mexicul, de exemplu, sau peninsula Yucatan, Cancunul său. E, cam așa este și asta din Cuba, de o calitate a hârtiei mizerabilă. Însă, Cayo Largo, Playa Sirena din Cuba, unde turiștii mănâncă bine, unde e ca pe vremuri în România cu acele shop-uri, de unde cumpărai gumă și bomboane tic-tac, cafea, țigări, ce mai cumpărai, câte un whisky, așa e și acolo. Sunt magazine pentru străini și magazine unde cubanezii își aduc pisicile să moară de foame. Cam asta ar fi din presa internațională, asta dacă nu punem și programele de satelit ale italienilor. Asta trebuiau să îi le trimită lui Horia Muculescu, că știu că el e nostalgic pentru așa ceva, numai că el n-are prieteni suficienți în Italia, sau ăsta Ilie Șerbănescu al lor, un pic mai tânăr decât Cristoiu. Așa, m-am uitat și eu un pic peste canalele de televiziune din Italia. Bătrânul Rai are, să știți, în orice caz, o ofertă extraordinară, în sensul că, habar n-aveam asta, pe lângă Rai 1, Rai 2 și Rai 3, care sunt principalele lor televiziuni, și clasicele canale Mediaset, canale 5, Italia 1, Rete 4, pe care le știe toată lumea, au Rai 4, Rai 5, Rai Premium, așa, hai că am mai văzut, Rai Storia, și mai sunt încă vreo 17 tipuri de Rai. Rai Movie, așa, multe. Stați că mă uit un pic să vedem. Rai Gulp, canal de desene animate. Rai Yo-Yo, canal de desene animate. Au, deci, italienii canale de stat suficiente, plus cele private, evident, sunt o grămadă aici, canale de filme. Nu stau rău. Macaronresele, pentru că ele se uită mai mult la televizor decât macaronarii. Cam asta ar fi. Hai să plecăm. Cam atât am avut de spus, dragi prieteni, pentru astăzi, ce am făcut în conjurul presei internaționale, sigur, cu nostalgia asta despre Cuba. Pe plan intern, să știți că nu-i mare lucru, în afară de stenogramele comentate astăzi, varianta suite, continuarea discuției pe stenograme, se desprinde un lucru destul de clar, pe care, sigur, colegii mei n-au curajul să-l spună, pentru că ei n-au cuvântul liber, în general n-au personalitate. Pe lângă faptul că sunt escroci, asta ne-am dat seama din stenograme, iată, liberalii demonstrează astăzi că sunt și lași. Deci cam asta s-ar putea desprinde după lecturarea stenogramelor și după comentariile care au venit. Alina Gorghiu a ieșit la declarații, cu jumătate de gură și-a cerut scuze. În plus, ea a făcut o declarație care ar putea să-i dea de gândi doamnei Violet Margareta Blaga, așa o cheamă pe soția buldogului pedelist, actualmente penelist, Vasile Blaga. Regret, zice Alina Gorghiu, născută la Tecuci, că spațiul public a fost contaminat de mesajul că în PNL există neînțelegeri. Îmi cer eu scuze dacă cineva s-a simțit din partea membrilor noștri de partid vexați sau lezați de cele auzite. Păi nu, s-a simțit nu din partea membrilor voștri de partid, din partea foștilor pedeliști, din partea societății civile, din partea oamenilor obișnuiți, cu toții ne-am simțit vexați să auzim așa ceva în partidul pe care noi îl credeam pregătit să guverneze țara pentru câteva secole. Mesajul meu foarte ferm pentru cei din PNL este că orice derapaj, orice declarație care afectează ideea de fuziune și de unitate a PNL va fi în mod clar sancționată, dar vă asigur, și aici intrăm și noi un pic pe fir, doamna Gorghiu, dar vă asigur că relația dintre mine și Vasile Blaga, în paranteză bulldog, NDLR, închide în paranteză, este una nu doar politic bună, ci și personală. Avem o relație foarte bună. Colaborarea dintre mine și Cătălin Predoiu este la fel de bună, m-a spus Alina Gorghiu. Cam prea prietenoasă, doamna Gorghiu. Aici, când am văzut-o, ne stătea cu Gabi Firea la machiaj, așteptându-l pe Klaus Iohannis. Mi s-a părut așa o căprioară sălbatecă, cum se spune în regat. Așa, stânjenită un pic, nici vorbă de Duduia pe care o vedem astăzi la televizor. Ați văzut-o cu turuială a limbii extraordinară, nu se mai oprea
practic din argumentații, deși ei sunt vinovați aici cu toți, evident ce au spus acolo în frunte cu Atanasiu, ajunge imediat și la el, este incalificabil pentru un partid serios. Cu toții ar fi trebuit să-și dea demisia după aceste stenograme care au ajuns întâmplător sau nu pe tarabele publice. Cert este că ce relații bune să ai cu oamenii ăștia când tu i-ai îndemnat în stenograme cu o lună în urmă la Bistrița, unde vă reamintesc, chiar și găina e curvă, conform proverbului, dar aminte politica. Deci la Bistrița, unde se pare că acest mare PNL plus PDL s-a destrămat a nu știu câta oară, sigur și după anii teribili, ani Căcărău, ani în care alcoolul era prohibit, doar se dormea pe vremea lui Căcărău. Les années folles, cum spuneau francezii, adică anii începutului de secol 20, când totul era permis. E bine, de atunci încoace au fost în Partidul Național Liberal foarte multe scindări. Aceasta este ultima dintre ele, cu personaje de zona a doua, într-adevăr de filme de serie B. Alina Gorghiu, Teodor Atanasiu și alți cetățeni de acest calibru. Șefa vechilor liberali, copreședinta, cum îi place ei să spună în public, Partidul Național Liberal, a omis să lămurească însă un lucru. De ce declarația ei din stenograme, în care confirmă practic afirmațiile lui Atanasiu, nu se mai regăsește în acest discurs opac și mincinos pe care l-a lansat în piața publică? Vă reamintesc spusele doamnei Gorghiu: pe mine mă interesează în principiu să am eu fostul PNL puternic aici. Aici însemnă la Bistrița. Nu știu dacă iute, poate că și băuse un păhărel, în fine, nu este extrem de coerentă, dar să nu uităm că totuși sunt stenograme și aici întotdeauna punctele de suspensie joacă un rol crucial. Nu trebuie să vă spun în cuvinte. Sper să înțelegeți care e mesajul meu. Sunt sigură că vi l-au spus și colegii mei. Voi trebuie să fiți puternici, candidații din fostul PNL vreau să fie și așa mai departe. S-a mai cenzurat un pic pentru că doamna Gorghiu este o femeie. Și bine, totuși, ca dacă purcăia pe cineva, să trecem cu vederea. Dar este evident mesajul ei, să rămână PNL-ul ăla autentic, puternic, și un vedea noi cum ne debarasăm de PDL. Vă spune mai multe domnul Atanasiu. Și domnul Atanasiu, o să vi-l arăt un pic într-o imagine, pentru că mi se pare că dă bine în politică. În evenimentul zilei de mâine, îi vedeți pe cei doi, pe Bulldog și pe Atanasiu. Deci spui că sunt valeții lui Kim Ir Sen. Și uitați-vă cum arată doi politicieni de vază în România. Un complot local, scrie mare evenimentul zilei. Uite-i mă cum arată. Cum să ai încredere în asemenea oameni în 2015. Astea sunt fețele comuniștilor din 1990. Nu neapărat aia din fundal, că ea-s mai subțirei, nu știu de ce. Ăștia din față. Uitați-vă la ei. Și nu poți avea încredere în asemenea oameni. Deci Atanasiu, uitați-vă puțin la el. No, este dintr-o țară din Asia Centrală, din profil, un tadjic, cam așa, către dictatură te conduce moaca lui, fără supărare. Alte comentarii, Vasile Blaga, evident că i-a căzut fața. Întotdeauna la Vasile Blaga se vede asta. Era marcat, l-am văzut astăzi de dimineață cu ochii trași, n-a închis un ochi după ce au ieșit stenogramele, pentru că el se consumă foarte mult, asta este adevărat, este un om care, n-aș zice termenul ăsta idiot și fără sens, pune suflet. Că asta este un clișeu abominabil. Nu pune suflet. Nu. Încearcă să-i fie lui bine și prost nouă. Asta înseamnă să pui suflet în politică, să ne tragi pe noi pe sfoară. Asta a făcut și domnul Blaga toată viața lui în politică. Nu despre asta e vorba. Îl ardea de pielea lui, să nu mierlească. Adică pentru el, la el, la el, el. El era în centru atent, n-a putut să doarmă de grija acestor stenograme, nu de ce s-a discutat acolo, i se fâlfâia lui. Să n-auzim noi cum își bat ei joc până la urmă de țara asta. Și eu și domnul Iohannis și domnul Crin Antonescu, domnul Căcărău, am pus foarte mult suflet, uite, în acest proiect. N-a fost o plăcere să citesc acele stenograme. Deci n-a fost o plăcere, a spus Vasile Blaga. Mă bucur totuși că și în acel context au apreciat aportul PDL. Aici sigur încearcă să fie un pic ironic. Nu reușește, nu este ironia lui. Este un moment peste care trebuie să trecem, să învățăm din el. Adică să fiți mai hoți și să nu se afle. Cum spunea Mircea Sandu, să furați, dar să nu se afle. N-aș vrea să vorbesc despre ce am discutat în ședință. Na, poftim. Ăsta este rolul unui lider de partid.
să fie mai înțelept, atrăgându-ne atenția că totuși Atanasiu s-a sancționat singur. S-a sancționat singur în fața istoriei, dar și istoria are, să știți, pierderi de memorie, domnul Blaga. Că vedem, în 1990 încoace, de câte ori istoria a ratat momentul să țină pasul cu timpul său. Ha? De câte ori n-a ratat istoria trenul sau tramvaiul sau troleibuzul în care ar fi trebuit să se suie. Mă tem că totuși istoria, fie că e prea blândă, fie că e prea necoaptă, va reține mult mai târziu toate aceste amănunte, dacă le va mai reține vreodată. Să nu contăm atât de mult pe istorie, că văd că încercăm să înlocuim viața de apoi cu această istorie care chipurile ne pândește pe toți. Nu știu dacă e cu bon fiscal acolo, dar să sperăm că totuși ne vom strecura. Prim vicepreședintele PNL, așadar faimosul și temutul Teodor Atanasiu, nu s-a gândit nicio clipă să se autosancționeze. Bă, încă o dată, bă, fraților, în ce lume trăim? Oriunde un astfel de personaj dispărea la propriu, el și-ar fi făcut bagajele și-ar fi plecat din politică dacă avea demnitate după apariția acestor stenograme, mai ales că el a recunoscut că e vocea lui, că el, că e textul lui. Și cu o lașitate greu suportabilă a venit și a spus că i le-am scos din context. Bineînțeles că ne așteptam la o replică atât de simplă și de banală, pentru că oamenii ăștia nu știu mai mult decât atât, dar în momentul când spui așa ceva despre colegii tăi, hoți ca și tine, oameni care te-au ajutat să pui laba pe putere, acum îți bați joc de el, exact cum am făcut noi de atâtea ori faza aia cu comoara, da, când ajunge ăla să pleacă, îi gâlgâi așa galbenii printre degete și ăla îi bagă securea în spate ca să ia numai el, cel de-al doilea. Așa, cum ar fi trebuit să facă dacă ar fi ajuns poate cu adevărat pe lună și americanii, în momentul când Armstrong ăla, nu ciclistul sau saxofonistul, ăla alalt a pus piciorul pe lună, ar fi trebuit să vină unul din spate să-i bage pumnalul. Dar pe lună e mai greu să înfigi pumnalul în spatele unui american decât pe pământ, de exemplu. Și nici nu era negru Armstrong, că dacă ar fi fost, cu siguranță că s-ar fi știut. Bun, îmi pare rău dacă din frământările respective s-a dedus că aș dori o scindare a partidului sau vreunul dintre membri n-ar fi egal cu ceilalți membri. Ne minte în față Atanasiu. Nu acesta a fost contextul în care au fost puse aceste lucruri. Deci el a venit și a spus cu o voce uriaș de gravă, să fie foarte clar. Noi, niciodată, m-ați auzit, Predoiu, niciodată. Între noi o să fie, n-o să le dăm niciodată să dispară. Proștii ăștia să plece, dar nu sunt proști să plece. Vor rămâne cu noi și așa mai departe. Deci așa tuna și fulgea. Ce context? Era vocea lui, l-am auzit, au și fost făcute publice discuțiile, au apărut și la televizor, s-auzea vocea lui Atanasiu, care vorbea liniștit, nu i-a scos nimeni niciun cuvânt din context. Haideți să vedem ce spune mai departe. Ceea ce am spus acolo mi-asum. Aș fi fost culmea să zică totuși că nu e el, bă. Cum făcea Horia Ivanovici când distorsiona imaginile și cuvintele și spunea, nu, n-am fost eu. A fost într-un anumit context, nu în cel spus de dumneavoastră. Și îmi cer scuze cetățenilor dacă au înțeles altceva. Dacă vom face un guvern mâine, prim-ministru va fi Cătălin Predoiu. Într-adevăr, în momentul ăsta, și s-a și comentat aici pe tema asta, Cătălin Predoiu pare să fie ușor avantajat, pentru că ăștia au devenit de râsul curcilor. Deci după toate promisiunile alea publice, domnule, premierul sigur va fi Cătălin Predoiu, noi am pus președintele, ei vor pune premierul, de care sigur că nu țineau cont în realitate, dar s-au dat de gol acum, nu mai pot să vină și să spună, nu, 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 Predoiu niciodată nu va fi. E clar că pe Predoiu îl avantajează oarecum, deși a fost greu astăzi, trebuia să fie un personaj atât de obscur sau de nivelul obscurității lui Cătălin Predoiu trebuia să fii ca să accepti, da, la modul la care a făcut-o Predoiu astăzi, mocnind tot, să vedea, să nu-i o spună în față lui Atanasiu, să nu-i dea o replică, și trebuie să fie atât de obscur politic, precum Cătălin Predoiu, să rabzi așa ceva. Pentru că nu-i vorba aici de unitatea partidului, nu-i vorba aici de să meargă partidul înainte să fie mai puternic. Râdeau, bă, PSD-iștii astăzi, ăștia-s mai proști ca noi. E, nu. Nu sunt mai proști decât voi. Voi sunteți mai proști decât ei. Dar, în orice caz, sunteți pe acolo. A, sunt un pic peste voi, dar cu puțin. Adică asta e ideea. Nu sunteți, n-ați câștigat nimic din treaba asta. Mai ales încă o dată spun, la noi minciuna n-are picioare chiar atât de scurte pe cât ar trebui.
Adică peste 3 săptămâni acest incident nu va mai exista. Viața publică se va merge mai departe. Că așa hoți au fost peste tot. Au îngropat un pic sub creș rahatul și au plecat mai departe. La fel se întâmplă, peste 2-3 zile va fi o gafă de asta colosală și în PSD. Deci nu e nimic, nu e o victorie memorabilă pentru ea. Dar într-adevăr a fost un moment în care s-au amuzat pentru că microfonul era deschis la PNL, nu era la ei. De data asta n-aveau decât să asculte și să se minuneze de cât de proști sunt și ăștia. Că de altfel și din ședințele PSD-ului are ești același lucru. Adică să nu vină acum vreunul al de Ponta să-mi spună că la ei nu. Păi da, Joană și cu Vanghelie când au plecat ce au spus? Încă lucruri mai rele decât la ăștia. Mai rele. Deci nu e nimic, nimic mai bine în PSD să nu cumva să cădem în discuție în partea cealaltă. Bun, zice mai departe, după ce s-a mai bâlbâit de câteva ori Atanasiu, că aceste exprimări au fost scoase din context, fiți atenți cum încheie, nemai având ce să spună, nu trebuie să dau explicații publice despre ce vorbesc în privat. Nu o să dezbat o discuție privată în public. Colegile au înțeles. Era o ședință cu o partid sau cu o parte din partid, este problema noastră ce discutăm în privat. E da. Problema voastră ce discutați în privat, numai că n-ar trebui să discutați în privat așa ceva. Sigur că e problema voastră. Da? Dar nu se poate discuta în privat, într-o ședință totuși publică, că n-a fost acasă la vreunul, ci era la sediu PNL din Bistrița, sau mă rog, într-o locație, să zicem așa, bine aleasă în Bistrița, da. Toți peneliștii se deplasaseră acolo în scop practic de serviciu, să nu-i spunem chiar electoral, că poate nu-i cazul. Da, era o ședință de partid acolo, deci nu este chiar atât de privată. Și sigur că ai voie să vorbești orice. Dar dacă îți vorbești de rău partenerul, recunoaște-mă. Știm și noi. Evident că PDL-ul poate să fie vorbit de rău. Dar atunci trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Nu să mergem mai departe mințindu-i pe aia. Deci asta este ca într-o căsnicie, unde lucrurile sigur că nu mai funcționează. Cei doi soți, fiecare l-a prins pe celălalt cu ceva, dar de dragul bunicilor și străbunicilor sau de dragul vecinilor care știu împreună, ei vor continua. Adică mârlănia totuși a ajuns foarte departe în cazul ăsta. Evident că de aici înainte nu mai poate să fie în realitate niciun fel de încredere între ei. Predoiu Blaga, de aici înainte, chiar dacă bănuiau, chiar dacă auziseră pe la uși, de acum înainte știu cu cine au de-a face. Așa că, sigur, la fel ca și USD-ul ăla, sau USL-ul, să numea inițial, ăla destrămat de Mădălina Pușcalău în emisiune, între Ponta și Căcărău și care a fost cel mai mare fals politic, e clar, cea mai mare minciună politică în ultimele două decenii și jumătate, acolo s-au făcut cele mai multe minciuni, s-au spus cele mai multe minciuni, cele mai multe neadevăruri, ăia au fost lideri absoluți, au și ăștia, iată, exact o ramificație de acolo. Ăsta este omul politic din România, să vă intre bine în cap. De asta și zăbovim un pic. Este încă o mostră cum se comportă politicienii. Pe lângă faptul că sunt extrem de prost pregătiți, pe lângă faptul că sunt extrem de hoți, că acționează numai împotriva celor care i-au ales, nici măcar între ei, iată, nu reușesc să se împace pentru Ciolan. PNL-ul nu suportă să fure alături de PDL. Vrea să fure singur, consideră că i-a venit vremea, că PSD-ul a furat destul și că acum este vremea să fure numai el. Da? A răbdat suficient și că acum ăștia care au tot așteptat să termine PSD-ul de furat, au ei voie să fure până în pânzele. Ăsta este mesajul. Așa cum un român nu face bine sau nu face niciodată nimic dacă nu are un interes. Deci el nu va face niciodată nimic pentru semenii lui. Vorbesc aici, sigur, de instituțiile statului, în general de tot ce se realizează în țara asta. Că nu există un interes, este limpede că nu se face nimic. Ce am de câștigat din treaba asta? Păi nimic. Faceți pentru oameni. Atunci nu mă interesează. Și așa funcționează totul în această țară. Inclusiv politica, atâta timp nu vedeți că nu reușesc să facă nimic. Îmi spunea astăzi cineva că pasajul ăla în construcție de atâta timp la Big Berceni, la Piața Sudului, este practic în momentul de față în impas, întrucât se dorea acolo, știe sigur primarul capitalei un pic mai bine și primarul de sector, se cerea acolo un fel de pasaj subteran, dar se pare că s-au apropiat atât de mult de galeriile metroului, încât și-au dat seama că au săpat atâta timp de pomană și acum vor să mușamalizeze treaba și să continue cu un pasaj suprateran.
Reamintesc că pasajul supra-teran, podul Văcărești, o parte, o bandă, pe vremea lui Nelu Iordache, a durat 4 ani, ca să fiu exact, 4 ani s-a făcut o parte, iar cealaltă, după falimentul său, a fost făcută de o firmă italiană în 7 luni. Deci 4 ani, respectiv 7 luni. Da? Românii nu fac absolut nimic, este valabilă oriunde în România, dacă nu există un interes. Adică dacă n-au ceva de câștigat. În cazul ăsta, dacă nu poți să te fure. Tot cineva îmi spunea, zice, domnule, era o discuție la un moment dat cu o temă, nu pot să le fac publice pentru că e o discuție internă asta, undeva, și mi-a spus, domnule, era vorba de niște fonduri europene. Ni s-a spus că putem să obținem atât, să construim ceva important pentru România. Și au întrebat clar, exact ca în stenogramele astea, și nouă ce ne iese. Care mi s-a spus, pe ce să vă iasă? Asta e construcția, vă luați lefurile. A, condiția asta nu ne interesează. Și-au abandonat proiectul. Și asta este o chestie reală. Da? Sigur că nu e nimic ieșit din comun, așa s-a întâmplat cu toate. De unde și absorpția banilor europeni suntem ultimii. Sunt tot lăudare, Elena Udrea, cu nu știu ce. Da, dar și ea a absorbit extrem de puțin. Deci așa se întâmpla peste tot în România, așa este mereu. De asta nu avem cum să scăpăm. Indiferent că ne ducem la biserică în fiecare duminică sau nu. Nu vom scăpa niciodată de această hoție pur și simplu jenantă. Nici nu mai știi exact până unde se duce hoția și abia de unde începe prostia. E clar că după hoție și prostie. Asta ce v-am povestit-o mai devreme cu metrou, asta este ca la Caracal. Și asta este o prostie monumentală, mă. Da? Să sap, să sap, să sap, ani de zile și la urmă să-ți dai seama, aoleo, pe aici nu mai putem, că e metrou. Săreau alea în aer pe acolo dacă interveneau, deci nu se mai putea face. Asta e și prostie. Sigur că au vrut să fure cât să poate și asta vor face și în continuare. Da, să fii și atât de prost. De asta spun, asta e singura discuție reală pe care, uite, niște jurnaliști le dau teme. Celor care nu reușesc niciodată să treacă din clișeele clasice, le dau tema asta. Noi să încercați să stabiliți-o cu invitați, chemați-i pe Cristoiu, chemați-i pe toți ăștia, dar e valabilă pentru toate televiziunile și cele care nu-l cheamă pe Cristoiu, din diferite motive. Da? Încercați să stabiliți până unde merge hoția în procente, să zicem, și de unde începe prostia în această țară. Că în afară de astea două nu mai este nimic. Bun, haideți să mai vedem un pic ce zic Alde Falcă și Dorin Florea, oameni grei totuși în PDL, după declarațiile tovarășului Atanasiu, care s-ar fi exclus din viața politică conform unor vorbe aruncate în vânt de alte Gheorghe Falcă, de exemplu, un greu al PDL-ului din vechea aripă pedelistă, de la care își și luase adio la un moment dat Traian Băsescu, arădeanul Gheorghe Falcă, care a declarat că domnul Atanasiu s-a compromis definitiv. Aceste declarații l-ar fi jignit profund pe însuși domnul Pămătuf, Klaus Iohannis, au devoalat o teorie a fuziunii care nu cred că este împărtășită de președinte, adică de Iohannis. A doua jignire e față de Alina Gorghiu, pentru că s-a referit la colegii dumneaei și pentru că au pus-o într-o postură destul de urâtă. Iartă, doamna Gorghiu, stați liniștit, domnul Falcă. Pentru ea nu e nicio problemă, a mințit și ea alături de Atanasiu și ea vă vrea tot la stâlpul infamiei. Prietenul nostru, zice cu plin de ură Falcă despre Atanasiu, s-a exclus din viața politică. Nu, așa ar fi trebuit. Nu, nu s-a exclus. Nu, nu încercați să mutați pionii mai repede decât e cazul, pentru că nu s-a exclus deloc. Fin al lui Traian Băsescu, Gheorghe Falcă, primarul Aradului, a zis ulterior așa. Se va discuta în interiorul partidului. Și dacă ar fi fost udemerist, altfel ar fi procedat. Mesajul nostru pentru cetățeni și politica reală este proiectul nostru politic. După care Dorin Florea de la Târgu Mureș a avut o reacție dură, chiar dacă nu extrem de coerentă, zice așa, mă surprinde într-un mod neplăcut declarația făcută, pentru că se pare că domnul Tase, adică Teodor Atanasiu, n-a înțeles nimic din ce vrea poporul acesta. Acești viteji de primăvară, asta este o expresie interesantă, așa un pic mă duce cu gândul la niște nemi din aia vietnamezi ambalați în pachetele de primăvară chinezești. Să nu uite, deci vitejii de primăvară, că ștampila încă este la poporul român și poporul român nu mai vrea astfel de viteji, bla bla. Păi nu, dar nu vrea
niciun fel de politicien, practic, nu are ce să facă. Se duce pentru că așa îl învață alții. Românul nu se duce de plăcere la vot, se duce cu frica lui Dumnezeu, se duce de frica apropiaților, se duce de frica familiei, de gura soției, da? Că îl îndeamnă popa, că aude la televizor de la Andreea Esca și așa mai departe. Nu se duce de drag să voteze, că știe că de fapt n-are cu cine vota. Doar aia care iau ulei și zahăr degeaba, aia sunt mândri de votul lor. În rest, oamenii știu că n-au de câștigat, dar se duc dintr-o inerție. A intervenit și Bombonel în acest scandal. Fostul premier, în sfârșit relaxat, după ce a aflat că PNL-ul, iată, își bate cuie singur în talpă, a scris pe blogul său că de aici înainte nimeni, adică nici noi, sau Crestu, nu-l va mai putea acuza că a destructuralizat Partidul Democrat. Adică că i-a dat o secură în cap, după ce, iată, de acest lucru se ocupă și cei de astăzi, nu doar cei din trecut, cum a fost pe vremuri cu conducerea PD-ului. Recentele stenograme de la o reuniune a PNL arată cu claritate, adică vrea să spună să fie foarte clar, felul în care a dispărut Partidul Democrat Liberal. Acesta fiind înghițit de PNL, după ce el însuși înghițise o parte din PNL, Ari Pastolojan. Ce ideologie are acum marele PNL? Nu este clar. Deci iată cum s-a contrazis în trei rânduri Adrian Năstase, după ce îi se părea cu claritate ceva mai sus, acum nu mai găsește clar. Este un partid liberal, întreabă el. Este un partid popular sau social-democrat, cum a fost PD? De unde, iată, și un pic de speranță, că dacă votați liberalii, tot la social-democrație ajungeți, vor apărea defectele genetice atavice. A scris el, probabil, cu gândul la bursucul ăla care l-a păcălit la cornu. Bun, Senatul a mai dat astăzi o palmă celor de la DNA. Aleșii au adoptat prin vot secret, asta mă deranjează un pic, de ce trebuia să fie votul secret, amendamentul depus de Cristiana Anghel, care este senatoarea Varanului, Ovidiu Donțu și Ioan Chelaru, PSD, prin care arestarea preventivă, ce interesant, se va putea dispune doar dacă există probe sau indicii temeinice, nu suspiciuni rezonabile, așa cum arată acum legea. Deci legea spune că dacă sunt suspiciuni rezonabile, pot să-i arestezi preventiv. Ei bine, senatorii vor probe sau indicii temeinice. Proiectul urmează să ajungă în Camera Deputaților, care este forul decizional. Dar numai că asta mie îmi sună un pic ca interferență totuși în treburile justiției. Nu știu de ce senatorii pot să stabilească mai bine decât justiția ce trebuie făcut și ce nu. Adică de ce tu ca senator PC, de exemplu, sau PSD, da, ca senator PC, ca fost învățătoare, cazul Cristianei Anghel, de exemplu, poți să determini tu schimbarea legii. Adică cum, asta să mi se explice că nu înțeleg. Cum de justiția știe mai puțin bine decât Cristiana Anghel, pentru că îi reamintesc și doamnei învățătoare, că judecătorii trimit în arest. Nu procurorii, nu chelnerii, da? Nu barmanii, nu vatmanii, nu cetățenii de pe stradă. Nu golanii din piața universității, nu golanii din diaspora, ei nu trimit în arest preventiv, ci magistrații, da? Instanța, judecătorii trimit în arest. În condițiile astea, e greu să cred cum intervii tu în treburile justiția eventual putea să vină să spună, domnilor, am dorit niște schimbări pentru că lucrurile... Cum să intervii tu? Ce să-i asta? E ca și cum eu m-aș duce acum și aș propune să nu mai ieși niciodată din casă, tu, Cristiana Anghel. E absurd, nu? De ce să nu mai ieși niciodată? Că așa vreau eu. Cum adică poți să ajungi tu de aia că te-au votat unii în orb sau ce știu eu prin ce procede ți-a ridicat Liviu Dragnea mingea la fileu la niște alegeri? Da? Ai ajuns în Senatul României și poți să spui așa. Nu mi se pare clar. Și o să vedeți că reacțiile vor veni sigur și din altă țară. Asta cu votul secret iară mi se pare bizar. Păi cum să fie secret votul? Că în momentul ăla e clar că bănuiala ajunge pe spinarea celor. E clar, bă, ați votat. Da? Deci voi ați votat asta. Dar ei nu vreau să se știe că votează. Mi se pare și asta de două ori o minciună. Adică, haideți să o facem pe Șestache să nu afle lumea. Păi de ce să nu afle lumea? Că ați votat voi? Că PSD-ul s-a înțeles cu PNL-ul să fenteze legea? De fapt asta este. Este un fel de dimineața din Marța Neagră, chestiunea asta. Victor Ponta deocamdată s-a menținut pe poziție, n-a avut curajul și nici nu era momentul
să comenteze, a zis că va comenta când va ajunge la cameră, că ei vor hotărâ. Mă dau seama că ăia sunt trași cu cheița, da? Și că lucrurile se pregătesc, practic, împotriva legii. Mă, dacă lucrurile ar sta corect în țara asta, n-ar fi o mare problemă. Dar este evident că e totul cusut cu ața albă și că asta vine în favoarea celor certați cu legea în mod clar. Nu posibil certați cu legea. Pentru că dacă ar fi numai suspiciuni, da, cum se spune aici, suspiciuni rezonabile, n-ai avea absolut niciun motiv să te temi. Chiar dacă ai văzut că alții au avut de suferit, dacă tu te știi curat. N-ai avea de ce să te temi, pentru că și dacă vei ajunge la un moment dat după grat într-un arest dintre ăsta și îți vei dovedi după aia în instanță nevinovăția, vei fi un martir, mai ales dacă ești un politic. Da? Deci atunci chiar toate cărțile îți vor veni în mână și vei putea să spui orice. Bă, dar despre oricine. Deci după ce justiția te va considera nevinovat, apoi te vei duce cu pieptul, uite așa. Și printre oameni, printre alegători, la tine, cu colegii tăi în Parlament, vă dați seama ce victorie ar fi. Așa tu nu obții nicio victorie. Va exista, că tot vorbeam de istorie mai devreme, va exista eterna suspiciune că acești oameni care au încercat să fenteze justiția propriei lor țări, de fapt să-i pună pumnul în gură, românește spus, suspiciunea că erau vinovați. Da? Nu cred că este frica de, bă, suntem prea corect cine saltă ăștia. Nu cred că lumea va gândi așa. Va gândi, bă, e clar că erau cu musca pe căciulă și încercau să găsească o soluție să scape. Bă, prin toate mijloacele. Este o măsură șobolănească asta și evident că nu poate nimeni să fie în societatea civilizată de acord cu ea. Pentru că astea sunt niște lucruri pe care tu le faci cu o putere abuzivă. Toate ordonanțele astea de urgență, toate modificările astea pe secret, pe șest, da? Astea sunt abuzive. Când cetățeanul îți dă ție votul, sau mai devreme, în campania electorală, nu se vorbește niciodată de așa ceva. Domnilor, să știți că la un moment dat, dacă se va strânge cureaua, noi vom trece pragul. Adică nu o să stăm la dispoziția, să nu cumva să credeți că ne votați și după aia noi suntem la dispoziția justiției sau a legii. Niciodată. Deci votați-ne, dar să știți că imediat cum se va strânge lațul în jurul, unuia dintre noi sau a mai multora, noi vom fi ori solidari cu banditul ăla, ori vom încerca să scăpăm noi, măcar să scăpăm noi. Acesta este un fel de măcar să scăpăm noi. Este cumplit, bă, să asiști la așa ceva în societate. Este cumplit. Aici, indiferent de ce parte, pe mine nu mai trebuie să nu sunt de partea nimănui în politică, dar o să spun așa, indiferent că sunt unii de dreapta sau sunt unii de stânga, oamenii ar trebui să înțeleagă că și dacă e corect, n-ai voie să faci așa ceva. Chiar dacă ar fi corect, să zicem. Domnilor, așa ar fi normal, ca într-adevăr numai când există probe. Da, ok. Noi știm că, de fapt, nu ăsta este motivul pentru care se fac lucrurile astea. Dedesubturile sunt altele. Da? Ei au văzut că prea mulți au intrat la arest, deocamdată nu avem absolut nicio dovadă că vreunul dintre ei era cinstit. Nicio dovadă. Deci spune, nu sunt condamnați definitiv. E, cei mai mulți sunt. Uite, Dan Voiculescu este, de exemplu. Gigi Becali a fost. Ăia din dosarul transferurilor sunt. Adrian Năstase a fost condamnat. Fenechiu a fost condamnat. Ăștia care nu sunt, încă o dată spun, totuși atenție mare, nu i-a trimis ăla cu excavatorul la arest, ci judecătorul. Da? Deci deocamdată nu-i chiar așa de bine, nici pentru ei. Pentru că judecătorul a stat, a ascultat ce spun procurorii, da, treaba lui. Putea să zică, haideți, domnule, plecați de aici. Astea sunt povești. Lăsați-i la casă. Nu. Au arestat până una alta. Deci, deocamdată, ciocul mic. Sigur că un alt judecător, da, un alt complet, te va demonstra că aici sau nominat. Bă, până atunci, această suspiciune totuși teribilă, că vine din instanță și asta încoată, vă reamintesc, nu o s-a tras la sorți. Hai să vedem care politicieni mai intră la bulău ca după aia să devină martir. Absolut deloc. Este vorba de o decizie a judecătorilor. Că aici e problema. A, sunt prost pregătiți judecători. Sunt oamenii, nu știu, că aici nu interferăm noi. Așa, totul e subiectiv pe lumea asta. Dar noi nu suntem proști, noi nu suntem oamenii nu știu cui. Păi despre noi de ce nu putem să spunem așa? Deci asta e o chestiune totalmente relativă. A, mie îmi place culoarea aia, ție îți place culoarea aia, înseamnă că ești mai prost. Nu e așa. Și asta este vorba de singura putere care decide în această situație. Că de-aia există această putere să tranșeze
dacă e bine sau nu. Deci, asta spun, este un abuz fără margini, nu fără precedent. Nu, este încă unul în lungul șir de abuzuri care nu vin să servească societatea așa cum ar fi normal. Fă ceva, mă, pentru oameni. Dă niște legi de-astea. Am văzut astăzi niște poze în ziarul financiar pe net sau așa ceva, arătându-i pe ăștia pe Ponta cu Constantin, Daniel Constantin lângă el, mai erau vreo doi miniștri, nici nu știu cine era în poza respectivă, mergând așa gale, într-adevăr să vedea că sunt demnitari, practic șef de stat, și sub poză scria, bă, dar voi când cumpărați perdele de 600.000 de euro, da, când cumpărați mașinuțe care nu pot fi matriculate ca prostul ăla la Timișoara, da, când vă luați dromaderi, când puneți panseluțe de trilioane de dolari, rupeți, mă, bon, voi aveți facturi. Că Adrian Năstase, când a venit cu vaporul ăla din China, știți că asta ne-a spus. Nu nouă, l-au întrebat judecătorii. Domnule Năstase, aveți dovada? Și Năstase a zis, îmi pare rău, am uitat să iau factură. Deci el la vaporul ăla, țineți minte că asta a fost. N-avea factură. Nouă ne ia factură, de exemplu, pentru 10 bani. Astăzi, dai un bacșiș de 10 bani, trebuie să-ți dea ăla bon. Bineînțeles că nu se aplică nicăieri, evident. Dar spun așa ca idee, bă, voi ați scos facturi pentru toți banii aia când vă cumpărați, uite, Senatul. Dați bonuri pentru aia, ia pastă de dinți, de exemplu, de 1 miliard de euro. Sigur, o să zică, Tăricianu, luăm pastă de dinți pentru 500 de ani. Bine, ați dat 1 miliard de euro, ok. Vă aveți documentele că... Și de unde-s banii aia? Deci, la chestiunile astea v-ați gândit? Dar retro! Hai să le aplicăm retroactiv. Fireața dracului de bandit să fiți. De exemplu, acum 10 ani, când ați cumpărat burlane sau draperii sau mochete, ați scos, mă, bonuri? Pentru asta ar trebui să intrați la pușcărie, bă, tată. Aveți pentru tot ce ați făcut acolo dovada, pentru fiecare, la fiecare bucățică de vopsea sau centimetru de huilă sau ce ați cumpărat, aveți bonuri pentru toate? Cum puteți atunci să vă duceți să le cereți oamenilor să alerge ca Lăzăroiu să dea 650.000 de lei, 65 de lei pe o pizza să o mănânce rece, de exemplu, sau să te duci la firma ăluia? Ce bătaie de joc! Eu de atunci nici n-am mai cumpărat. Eram și eu din ăsta care mai comanda pizza din când în când. N-am, am lăsat de chestiunea asta. Oricum n-ar mai trebui să-i dau omului absolut nimic. Când o să mă întrebe vocea aia tulburătoare de la telefon, plătiți cu cardul sau cash? O să spun, plătesc cu cardul, dar plătește Năstase. Am pinul lui și plătește el. Da? Ca să nu-i mai dau niciun bacșiș ăluia. Deci, practic, nu se mai poate în condițiile astea ăla să se ducă, să-ți dea ție bună. E ridicol. Da. Bun, un pic și despre biserică. I-am văzut aici în Adevărul, parcă. Este un mic scandal. Mic scandal sau mică schismă, cum scrie ziarul. Uitați-i. Adică Biserica Catolică și cea ortodoxă n-ar fi de acord, apropo de problema căsătoriilor între persoane de același sex, dar nu numai despre asta, ci despre parteneriatul, fraților, civil. Adică ăsta ar fi un fel de relație în afara căsătoriei, dar consfințită și asta, cât de cât legal, da? Prin care poți să-ți lași, de exemplu, averea celei cu care trăiești, dacă nu ești căsătorit cu acte clasice. Biserica Ortodoxă n-ar fi de acord, că ea spune că așa vor avea de suferit familiile tradiționale și că oamenii vor deveni practic niște animale, ca să nu spunem niște câini, de-a lungul timpului. Adică nu va mai exista până la urmă bucățica asta de stâlp, așa, care mai ține pe oameni legați unii de alții, și cu o simplă patalamă vei putea practic să fentezi un pic această căsătorie, care evident nu mai este de nicio actualitate. Trebuie să le spunem foarte clar și popilor că dacă ei sunt conservatori, noi nu suntem proști. Da? Căsătoria nu mai este de actualitate în secolul 21. În mod evident este o instituție totalmente depășită. Așa au evoluat lucrurile. Am mai spus chestiunea asta, dar trebuie să o recunoaștem astăzi că nu mai este de actualitate. Spre deosebire de Biserica Catolică, care pune baza pe om. Exact cum societatea capitalistă proslăvea omul, iar socialismul îngropa. Îl tăia din fașă. Adică omul era batjocorit în socialism și era la mare stimă în societatea capitalistă. Cam astea sunt cele două biserici. Comuniștii ăștia de ortodoxi, care nu văd mai departe de linia orizontului, să zicem așa, dar nu văd probabil mai departe nici de
propria sutană și respectiv catolicii care, sigur, în siajul acestui fenomenal papă Francis, care a și propus de altfel unirea bisericilor fără prea multe discuții, pentru că asta duce oricum până la urmă tot la o, cum să spun, o pierdere a puterii cuvântului în stânga și în dreapta. Ar trebui să fie o singură biserică și o singură idee, nu mai multe. Practic sunt atâtea idei câți popi sunt, câte parohii au ăștia. Deci acolo lucrurile sunt acceptate, pentru că omul este într-adevăr în centrul atenției. Nu poți să condamni un om pentru că el nu gândește așa cum gândește popa din secolul 21. Da? Că sunt căsătorii de același sex. Păi și ce e asta, animale? Cum poți tu ca biserică, vă dați seama ce anomalie? Deci tu ca biserică protejezi omul, ca asta faci, da? Încerci să-l protejezi, să omul să trăiască cât mai bine, să fie într-o societate cât mai corectă. Ăsta e rolul bisericii, da? Dar, pe de altă parte, îl condiționezi la anumite acțiuni sau activități. În momentul în care este cum nu-ți convine ție, ăla nu mai este. Și atunci ce facem cu el? Îl aruncăm din societate pentru că nu mai convine? Deci aici această toleranță pe care biserica o propovăduiește, uite că nu mai țin. Deci, toleranță, dar numai până la un punct. Adică unii oameni nu sunt oameni. Nu putem să fim de acord cu așa ceva. Pauză și revenim. Vă prezentăm alergarea și maratonul. Aici e vorba de Mihaela și de Felix. Iată-i, ei sunt. Aleargă, deși par să alerge în aceeași direcție, e exact pe dos. Aleargă fiecare în alt sens. În orice caz, 79 de lei și veți putea afla despre diagramele anatomice, despre exercițiile de forță, despre secretele acestui cuplu excepțional. Cu 79 de lei, spuneam, textul litera SMS, cum a ajunscule scris litera la 1800. În Libertatea, se pare că nimeni nu vrea să lucreze cu pămătuful, după ce Tatiana Niculescu-Bran a plecat, aia cu perdelele. Aici, ci că ar fi Anca Țurcașiu, nu mai recunoaște nimeni, i-ar fi dat o țeapă de 1000 de euro, iar în jurul acestor sume se învârte. Nu este ca Laura Georgescu, președintele CNA, căruia i s-a pus sechestru undeva la peste 2 milioane de lei pe presupusă avere, iar în clic, doar o minune îl mai poate scoate pe Cotabiță din comă. Aici le-aș transmite fanilor, artiștii nu mor niciodată. Pe lumea cealaltă va cânta cu îngerii, așa că nu-i nicio problemă. Pe mâine seară!